un cantonament al loturilor naționale aici la Venus în perspectiva acestui sezon. Cât de important e faptul că ați reușit să vă adunați pentru prima dată? Pentru noi e foarte important, pentru mine ca antrenor este foarte important să ne adunăm de cât mai multe ori pentru a desfășura cât mai multe antrenamente și a vedea cât mai multe jucătoare la lucru. Deoarece să pot alege cele mai bune jucătoare pentru participarea la campionatul european. E un sezon important pentru Beach Handball. Anul acesta vom participa în premieră la un campionat european de seniori cu și un național feminin și un național masculin. Da, chiar de mulți ani așteptam lucrul acesta. Am participat de foarte multe ori la campionatele europene și a venit momentul să participăm la acest campionat european de seniori. Pentru mine, ca selecționer, pot să spun că este o provocare, deoarece la această competiție nu am participat niciodată la campionatul european de seniori și sper să pot să găsesc cele mai bune jucătoare care să ne reprezinte România la acest campionat european cu succes. Cât important este faptul că vom participa la acest campionat european? Vă vom întâlni elita acestui sport pe plan continental. Pentru jucătoarele tinere ale noastre va fi o provocare. Da, este o mare provocare pentru jucătoarele noastre. Lotul nostru, avem foarte multe jucătoare de la junioare care au terminat junioratul și cu o foarte mare experiență. Claudia Condorache, Bostan Bianca, care Bostan Bianca a fost și anul trecut la campionatul european de junioare, a fost golgheatra competiției. Și sper că aceste jucătoare, având o experiență de-a lungul anilor participare la campionatele europene, să facă o figură frumoasă, să facem împreună o figură frumoasă la acest campionat european. Sper să pot aduna cât mai multe jucătoare și de la Liga Națională, care să îndrăgească acest beach handball, să putem să obținem un rezultat, fiind la prima participare, să obținem un rezultat cât mai bun. Cât de important crezi că faptul că veți participa pentru prima dată la un campionat european de seniori? Mi se pare foarte important pentru că nu am mai făcut asta de foarte mulți ani și cred că contează foarte mult să avem și senioare, nu numai junioare. Tu ai fost o prezență constantă la loturile naționale de junioare. Cum e pasul către echipa națională de seniori? Sincer, este destul de greu pentru că este un alt colectiv. Fetele sunt diferite de la echipă la alta, de la an la altul și mi se pare ceva foarte wow, să zic. 2024, handbalul pe plajă va fi sport olimpic. Nu știu, e o motivație pentru voi, jucătoarele tinere? Ce puțin există și el acea șansă teoretică de a participa la olimpiadă? Da, este, pentru că, v-am zis, este ceva diferit, să zic, și chiar mie una chiar mi-ar plăcea foarte mult.